Gabi, primul cantonament cu viitorul la 17 ani, cum te simți? Da, bună ziua, în primul rând, mă simt foarte bine că mi s-a oferit această oportunitate și am ocazia să mă antrenez cu unul dintre cele mai bune cluburi din Liga 1. Campion cu viitorul, Under 19, în ultimul sezon. Acum, așa cum ai spus, ai prilejul de a te pregăti cu cei care au dus la Constanța, Cupa și Supercupa României. Da, a fost un an foarte bun, primul meu campionat câștigat, mă bucur. În 2020, în primul rând, vreau să fiu sănătos și să îmi realizez toate obiectivele. Spune-ne, cum ai început fotbalul? Am început fotbalul la vârsta de 8 ani, în județul Bihor, la mine acasă, la Salonta. Cum ai ajuns la Academia Hagi? Am fost urmărit la un turneu și la vârsta de 16 ani am decis să vin la Academie, cunoscând istoria Academiei și performanțele pe care le-au realizat. Tu evoluezi ca fundaș central, ca mijlocaș central. Da. Ai un jucător favorit, un model? Modelul meu este Cristiano Ronaldo, chiar dacă nu evoluează pe unul dintre aceste posturi. Dar pe acest post, idolul meu cred că este Van Dijk. Ce pasiune ai, exceptând fotbalul? Îmi place să ascult muzică și să joc tenis de masă. Cât de greu ți este să împaci școala cu antrenamentele, cantonamentele, toate deplasările pe care le ales? Da, este foarte greu, dar școala este foarte importantă și are și ea rolul ei. Ai discutat cu domnul Hagi ce te-a transmis? Mi-a transmis să muncesc cât mai mult, să fiu modest și să nu renunț. Ce așteptări ai de la acest cantonament? Să mă pregătesc în continuare, să progresez și în curând să fac pasul la echipa mare. Ți-ai fixat anumite obiective pentru 2020? Să câștig campionatul cu echipa de juniori și, dacă se poate, să și debutez la echipa mare. Mult succes! Mulțumesc!